Salut, bine v-am găsit la un nou episod pe canal, stai aici împreună cu pisica? Bună! Și cu Mihai? Salut! Și astăzi avem un episod foarte special pentru că suntem pe urmele lui Cartoon Cat. În momentul de față, noi suntem invizibili pentru ei, dar nu putem să avem această invizibilitate permanent. Dar totuși, îl vedem pe Cartoon Cat în vagonul de lângă noi, mama, a trecut un tren pe lângă noi. Nu te duc încă, pentru că s-a întâmplat ceva cu el. Nu știu exact ce s-a întâmplat, dar uitați-vă, e verde peste tot pe acolo prin vagon. O să vedem imediat, dar înainte de asta, vreau să spun faptul că data trecută s-au strâns peste 30.000 de like-uri, frate. Nu știu ce s-a întâmplat, deci nu știu ce s-a întâmplat la episodul anterior. Habar n-am, dar le-a plăcut atât de mult, încât 30.000 de like-uri mi se pare o sumă imensă de like-uri. Vă mulțumim din suflet pentru chestia asta și... nu știu, hai să vedem, la episodul de azi câte vreți? A? Ia ziceți voi rapid, rapid de tot. 24.000, okay. Zice Mihai, ok. Eu zic un 28.000. Un 28.000, zice pisica. Da. Bă, eu zic așa, hai să vedem dacă fiecare dintre ei apasă pe butonul de like chiar în acest moment, să vedem dacă reușim să doborâm recordul de 30.000. Eu chiar aș vrea să-l doborâm. Corect? Da. Așa, deci fiți atenți. Cartoon Cat s-a urcat în acest tren și acest tren are o singură stație. Este vorba despre Pădurea Roșie. Deci nu știu exact ce caut acolo, dar este o pădure bine cunoscută, este radioactivă și acolo sunt niște creaturi foarte ciudate. În principiu, toți oamenii care s-au dus în Pădurea Roșie nu s-au mai întors înapoi și nu s-a mai auzit nimic de ei. De ce s-ar duce în Pădurea Roșie și care-i treaba cu el? Deci fiți atenți, dacă mergem tiptil, nu o să ne audă și noi acum v-am zis, suntem invizibili pentru el. Doar în tren suntem invizibili, atât că nu avem. Dar uitați-vă ce s-a întâmplat. Deci ce e cu toată chestia verde? Parcă știu că a apărut în episodul trecut un monstru de la gelatinos verde. Păi da, dar ce legătură are? Nu cred. L-a mâncat. Mă, să fie radiație oare? Să fie radiație? Poate. Bă, uitați-vă la fața lui. Ouleu. Uitați-vă. Bă, ăsta s-a dat de verde. Bă, ăsta cred că e radioactiv. Cred că e Cartoon Cat radioactiv. Poate. Nu știu ce face, dar se duce la Pădurea Roșie totuși. Hai să plecăm de aici, hai. Să nu cumva să dăm de bănuit. Deci Pădurea Roșie este una destul de periculoasă. Eu nu m-aș duce acolo în mod normal, dar vreau să văd de ce se duce el acolo. Care e interesul lui și ce vrea să facă mai exact? Pentru că acolo sunt niște creaturi mutante. Înțelegeți voi, deci... Uite o bicicletă! Uite o bicicletă, adevărat. Ia. Yeah. Și chiar e mișto. Da, e drăguță. Da, dar nu e a noastră. Nu e. Deci nu putem să o luăm, din păcate. Da. Așa. Uite, două biciclete. Da. Oh, bine așa, gata, avem trei, hai să luăm cu bicicleta. Nu. Cu bicicleta pe șletra. Vreau să ajung până în față. Bă, da, lung mai e trenul ăsta, mă, frate. Este, chiar e lung. Da. Ok. Wow. Mai am puțin. Cred că două vagoane. Am ajuns în vagonul din față. Da, vreau să mă uit așa, să văd cum vede ăsta de conduce. Ia. Gata. Sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți să ajungem în Pădurea Roșie? Da. Eu nu sunt pregătit, dar hai să vedem ce să se întâmple. Hai. Avem un hop de trecut până când putem să intrăm în pădurea propriu-zisă și e un pod destul de vechi, e cam ruginit și nu știu dacă o să reușim, dar... Hai să vedem. Mamă, cum arată. Da, e ruginit. Sper să coboare. Nu prea... Ba da, hai, coboară. Știi? Deci merge greuț. Aud o muzică. Ba... unde? Dar nu-l văd. Nici eu nu-l văd. Din tunel? Nu știu. Uite. Ce? Atacă. Uite. Uleu! A apărut de acolo. Ia uite-l, mă. Bă, e verde la față? Nu e verde la față. Nu. De ce? Oh my god. Bă, vezi să nu ne strice podul, că nu mai trecem în Pădurea Roșie. Da, nu mai trecem. Oh my god. Când se duce el acolo, se oprește podul din coborâre. Păi da. Vrea să ne oprească cu orice preț, să nu intrăm în Pădurea Roșie. Hai, gata, l-am bătut. Deci aveți grijă. Ce-a făcut? M-a lovit ceva. L-a lovit bila și l-a aruncat normalul celălalt, nu vin să cred așa. Deci ce vreau să vă zic? Aveți grijă la apă, pentru că apa este contaminată. Ok? Da, îmi dau seama. Deci nu vă atingeți de apă sub nicio formă. Groaznic. Și bine ați venit în Pădurea Roșie. Bine ați venit la... foarte... oh my god! Familia Nurpo? Ai călcat pe Nurpo. Am călcat în niște Nurpo, nu știu.
Asta nu știu dacă... Ai urmă de... Nu, fii după mine! Bă, ăștia nu știu dacă sunt cu noroc, sincer. Că zici că ai călcat în nurpo, nu cred că... Vezi că are nurpo pe tacul. Vezi că ai niște nurpo pe picior. Bă, da, fiți atenți că am aici un tracker. Ia stați așa o secundă. Ok. Ar trebui să-l am pe aici, motion tracker. Fiți atenți că cu ajutorul acestui aparat putem descoperi dacă există creaturi radioactive aici în pădure. Momentan, îmi detectează într-o parte. Hai să mergem. Bă, ideea e că eu nici nu știu pe unde ar trebui să mergem, dar... Opa, nu-i prea de bine acolo, zic. Păi da, dar pe aici trebuie să mergem, nu prea avem. Bă, vine ceva! Îl văd pe radar! LOL! Ceva la solo, în orice caz. Bă, dar l-am văzut pe radar înainte să-l văd fizic. Vezi că... Văd ceva pe radar, să știți. Uite-l. Ce e aia? Da, e un demon. E Cartoon și un demon ceva. Nu știu ce e, dar fuge în direcția aia. Îl văd pe radar, îl văd pe radar. Nu ne-a văzut încă. Îl văd pe radar. Îmi luminează... Voi de capul și de zile mele că eu am radarul în mână! Bă, dar cu ce viteză vine? Mă, cred că l-a făcut din cauza... Lul. Are și lumină roșie, ai văzut? Din cauza că e radioactiv, v-am zis. Deci bine, aici toate creaturile... Ce ai văzut în stânga? Un tur ceva mare. Unde acolo venim, oare? Nu știu. Ba da. Am pierdut, că am tras în ăla. Stai să-mi scot radarul. Bă, vă vede și pe voi. Deci vă vede și pe voi. Oh my god, e haș, aveți grijă. Poate nu ne vede, poate nu ne... Ce nu ne vede? Păi dacă trageți în el. Ia, că sare în cap! Unde e? Nu știu. Bă, astea sunt doar... Bă, poate sunt doar viziuni. Niște, da. Eu cred că... Că ăștia dispar. Din cauza aerului toxic, avem vedenii. Că avem aici ceva în față. Bă, a apărut ceva. E suspect. A apărut în fața mea dintr-o dată. Ia stai, mă. Bă, dar nu-l nimeresc. E greu de nimerit, vrei să zici. Ia. Oh my god. Eu nu cred că sunt reale chestiile astea pe aici. Credeți că sunt doar viziuni? Pentru că într-adevăr nu mi-apare că i-aș fi omorât, adică... Nu! Și pur și simplu dispar. Oh my god! Vezi că vine pe tine, Mihai! Mihai! N-are loc aici. Capul prea mare. Te-a blocat. Dai cu biluțe. Vezi că și-a scos... Opa! Bă-s viziuni astea, mă, nu-s adevărate. Deci fiți atenți că în pădurea roșie se întâmplă chestii și v-am zis, au intrat oameni și n-au mai ieșit de aici. Deci trebuie să avem grijă. Ce asta? Nu știu, e ceva. Nu, e lift pentru sus. Ok, nu ne ajută. Merge? Ușa? Merge ușa. Opa! Încă de creepy e zona asta. S-a auzit ceva? Nu știu, n-am auzit. S-a auzit ceva. Bă, parcă se aude un sunet, ce-i drept. Boschete? E ceva în boschete. Stai, nu. Merge foarte încet. Bă, asta e Harley Quinn! What? Nu-ți face nimic? Nu-mi face ceva? Nimic, aparent. Stai să trag. Trageți-mi. Ok. Bă, asta a fost reală, cred. Ceva acolo. Bă, ce e asta? Nu știu. E un rechin? Omul rechin. Dar nu știu de ce face așa. Ok. Ia, trageți-mi el. Dispare și asta sau nu? Nu știu, trag în el. Are ceva viață. Bă, dar are ceva mușchi, vreau să zic. Era viziune. Opa. Băi, doar o viziune, mă. Ce s-a auzit? Oh, ce-i aia? Ce-i vostru ăla? Oh, eu my god, de asta nu se mai întorc ăștia. Este Wendigo. Oh my god. Wow. Okay. Bă, nu cred că l-ai bătut astăzi. Nici eu nu cred. E transparent? Oh my god. Nu știu. Eu zic să fugiți. Că e transparent. Fugiți! Mamă, e foarte puternic! Vine pe tine! Văd! Te prins? Nu! Lasă-mă! Ajutor? Unde ești? Sunt în pădure, da! Aici, de parte. Gata, te văd. Aici. Unde ești? Bă, cred că... Nu mă vedeți pe mine? Ba da, dar unde e el? Clientul m-a făcut transparent, invizibil. Uite. Deci Wendigo în pădure. Bă, tot omor și tot apare, mă, ce e asta? Tot apare, eu cred că... Stai o secundă. Bă, ce e acolo? Uitați-vă cum arată. Unde? Uite aici. Oh my god. Bă, a început să se audă ceva.
Mă trage ceva, mă trage ceva. Ce este ăla? Lor s-ar gogoși din el. Omul gogoașă. Gogoași, vreau gogoași. Omul gogoașă. Ăsta e omul gogoașă. Hai, dă-mi gogoașă. Voi vedeți că are o gogoașă în el? Văd, e băgat tot într-o gogoașă cu ciocolată și glazuri. Ok, eu știu că pare delicios, dar nu cred că este de... Da, super! E agresiv cu noi. Asta mănâncă oameni, aveți grijă! Uite că te trage și te mănâncă! Au, te trage! Bă, ajutor! I-a dispărut gogoașa? I-a dispărut gogoașa! Lul! I-a dispărut gogoașa! Opa, mai are puțină viață, aia e. Gata! What? Diabolic a fost. Evil Donut! Bă, ce-i asta, mă, frate? Ce creaturi sunt astea aici? În pădurea roșie, mi se pare. Ia stai. Doamne. Bă, s-a înroșit tot în jurul meu, ce se întâmplă? Capitan? În spatele tău? Capitane? Ce a fost asta? Earth Creeper. A apărut un creeper în spatele meu și au apărut blocuri de Minecraft, what? Oh my god, le putem distruge. Ok, asta e interesant. Sunt puțin confuz. Ce? Opa. Eu zic să pleci din locul ăla. Creeper, bă, e blestemat. Eu nu cred că e de bine. Uite alt creeper. Ce? Ce creeper? Ghost știu. Creeper. Bă, e ce? Ce mă? Mai mult. Se spanează pe aici oare? Pe aici apar ei? Eu cred că de aici apar. Păi eu cred că dacă eu stau aici se întâmplă, pentru că ia veniți în centru aici să vede. Ia uite! Da, am luat foc. Stai, am luat foc. Bă, ia veniți aici în centru să vedeți. Se înroșește totul când te duci. Dar nu vă băgați să fac. Oh my god! A luat ăștia foc acum. Bă, alo, cât sunteți? Doamne! Bă, eu vă zic, e ceva la mijloc cu pădurea roșie. Nu știu ce e, dar e ceva la mijloc. Hai să... Hai să plecăm de aici. Mai vreau o gogoașă de aia furioasă. Mai vrei o gogoașă? Chiar bă, gogoașa furioasă, bă! Chiar da! Așa îi dăm numele lui ăsta, gogoașa furioasă. Ce? Mihai, ce e asta? Ce a fost? A apărut aici un raptor și m-a speriat. Am scos radar, o să văd care e situația. E un bebe. Ce bebe? E un bebe raptor. Ok, nu l-am văzut. Oh, acum l-am văzut. Wow. De ce sunt dinozauri? Dinozauri nu ar trebui să existe aici. Și se uită la noi, aveți grijă. Dar radioactivitate, probabil. Bă, sau îi vedem decât noi? Vezi, ai grijă. Nu e blând, uite ce dinți are. Da, văd. Gata. Baby T-Rex. Baby T-Rex. Ok. Bun, ideea acum cred că ar fi să găsim zona radioactivă, pentru că acolo sigur se ducea Cartoon Cat. Oh my god! Dați-ni el. Sper să fie doar o vedenie, să dispară. Nu cred că e o vedenie deloc. Că ăsta nu dispare. Nu dispare. Eu vă zic eu, toate vedenile astea s-ar trebui să fie chiar foarte adevărate. Da, pentru că exact. Pădurea roșie creează toată chestia asta. Gata, boom. Acum înțelegeți de ce nu s-au mai întors oamenii înapoi de aici? Păi de ce șansă să ai? Vai de capul meu! Unde? What? Ok. Bă, uite că e beznă aici, mă, frate. E beznă. E destul de liniște. Cel puțin da, până momentan. Când? Dar până când? Da, bună întrebare. E ăla cu gâtul lung, aveți grijă. Astea sunt creaturi de mult pierdute. Au venit. Cred că da. Băi, eu cred că ori ni le imaginăm și e din cauza radiației, ori creaturile astea chiar au fost aduse aici de Cartoon Kid. Poate vrea să le upgradeze, mă. V-ați imaginat? Eu cred că sunt din imaginația noastră, pentru că noi le-am întâlnit. Știu că le-am întâlnit, dar și mie mi se pare suspectă treaba, de ce sunt ele pe... aici, pe, în pădurea roșie. Era, uite! Ai grijă că e viermele de canal. Mamă, s-a dus după Mihai. Mihai, ești bine? Vezi că ăsta își deschide gura mare, aveți grijă. Gata, e little, vezi că este și varianta mare. Hai să... Da, sperăm că nu-l întâlnim azi. Ai o ușă că nu se deschide. Bă, nu cred că... Hai să plecăm de aici, Mă uit și într-o parte și în alta, nu e o idee bună, oricum ar fi. Haideți să mergem de aici. Hai, ok? Da, am ieșit. Dar trebuie să fie undeva. Opa, oh my god, ce e aia? Opa. E The Angel, îi zice. Da. Dar aveți grijă că dacă vă atinge, s-ar putea să fie nasol, nu știu ce face. Îți dai seama. Deci nu știu ce... Bă, sunt vedenii astea, nu știu sigur care-i faza. Ia, veniți pe mine. Okay, aici se despărțea drumul în două, am impresia, nu știu sigur dacă merge.
în zona da. Asta. Uite autobuzele, da. Da, 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 da. Aha. Noi ar trebui să luăm în direcția... Uite, aici ne arată... Arată oarecare hartă, dar nu știu sigur. Aici o stație de autobuz. Trebuie să-mi scot radarul iarăși, să văd. Ia vezi. Bă, îmi luminează ceva din față! Băieți, băieți, băieți! Bă, vedeți că... Aveți grijă să nu vă atingă chestia aia. Aoleu. Mă, ce creepy era, ai văzut? Am văzut. Nu avea față. Arăta în mare fel. Ok, aici nu e bine zona asta. Uite! Acolo e ceva! Fiți atenți că trebuie să ne întoarcem. Da, chiar da. Hai să ne întoarcem, hai să ne întoarcem. Fiți atenți că trebuie să ne întoarcem, acolo e ceva. Așa, pe aici. Ușurel, ușurel. Dreapta, nu? De pe aici. Da, acolo, acolo, acolo am văzut ceva verde. Oh, e Sirenhead! Nu, 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 e vedenie așa. E o vedenie, lor. Dar încă-l aud, dar încă-l aud. Și-o aud sirena. Gata, nu-l mai aud. Ah, bine că a fost o vedenie. Bă, nu știa că e vedenie, bine dacă nu e vedenie, avem... dar... Oh my god, zona radioactivă aici e. Oh, uite aici e. Băieți! Ce? 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 Apără din nou. Bă, m-am mâncat! Nu, capitan! M-am mâncat vedenia! M-am mâncat vedenia? Da, aparent m-am mâncat vedenia, dar sunt aici aproape, să știți. Ok, te așteptăm. Deci fiți atenți că vedeniile astea tot te pot, tot te pot ataca. Da. Deci... Ok. N-am făcut nimic, dacă o fi vedenii, n-o fi vedenii, dar oricum aici văd că apar creaturi ciudate. Aoleu! Ce, cine a apărut? Yo-yo. Hai, aveți grijă. Aveți grijă. Ok. Zic să fugim, pentru că uite ce a apărut acolo. Cartoon Cat radioactiv. Bă, fiți atenți că de asta a vrut să vin aici. Să se facă foarte mare și radioactiv, da. Cu puteri. Mamă, uite cum arată. E mai puternic. Dați-l. Mamă, deci s-ar putea să devină mai mare decât planeta Pământ dacă nu-l oprim. Deci trageți cu tot ce aveți, Cartoon Cat radioactiv. Uite, bă, ce i-a trecut prin cap. De asta era el verde. Băuse niște suc radioactiv probabil și nu i-a ajuns. Și a venit aici să bea tot sucul de aici. Și acum eu am văzut pe cineva care a încercat să vină aici și n-a s-a mai întors. Este băgat în apa radioactivă, să știți. Da. Interesant, ce să zic. Stai că dau un el cu... Să mai trăiesc. Dau un el cu tot ce am, Nu și-a damage de la bilet, dar și-a damage de la gloanțe. Uite-l că se teleportează, aveți grijă. Văd, vezi să-l fugă. Nu știu dacă vrea să fugă sau nu, dar văd că stă într-o poziție foarte ciudată. Uite că se teleportează, ia uite-le în pădure! S-a teleportat greșit. Cred că vrea să fugă. Vrea să fugă, uite, se urcă pe copaci. Dă-te din copac. Uite unde s-a urcat! E pe copaci! Bine. Nu, lui Cartoon Cat nu e frică în copac, să știi, și nu o să sune la pompier să-l dea jos. Sunt nicio formă. Ia, de ce a rămas cu gura căscată, mamă. No, a revenit. Dați-l cu tot ce puteți. E uimit. De puterea noastră. Ia aici. Aoleu. Ok. Aoleu, cum se mișcă. Mamă, frate. Aoleu. Să nu spui că și asta a fost o iluzie. Nu știu, nu. Asta n-a fost o iluzie, dar el cu siguranță și-a luat puterea de radioactivitate și a plecat. Că eu cred că el n-a mai putut. Dar uitați-vă puțin, dacă intru și eu aici, m-am făcut verde. Păi de capul. A fost și noi suntem rezistenți. Adică uite, omul ăsta a venit și el aici, săracul, și de asta nu s-a mai întors înapoi. Uite, e în apa asta radioactivă. Bine, cred că nici nu trebuie să stai prea mult. E Windigo, aveți grijă. Mamă, frate. Bă, mi-a dat cu ceva și m-a blocat. Mamă, te blochează. Deci dacă pici în capcana aia, te blochează acolo, nu mai poți să ieși. Uite. Lol. Bă, dar e unul în copac? Sau nu văd eu bine? Bă, da. Cred că e în copac. E unul în copac, bă! Cât sunteți? Nu știu, cred că e pădurea plină de așa ceva. Ok, hai să plecăm de aici, de urgență, vă rog. Uite. Gogoșa furioasă. Mamă, mănâncă. Băieți. Vai de capul. Băi, acum, știi, nu te mai duci tu să mănânci gogoașa furioasă. Te mănâncă ea pe tine. Vine gogoașa la tine, Ok. Îți dă cu glazură de-aia roz. Îți dă cu glazură, văd și eu. Dreastă, mi-o prească să plecăm. Haide, veniți încoace, veniți pe la tren. La tren. Aici. Pe aici, haideți. Haideți, repede, că vă trage. Mihai, ești bine? M-a tras, stai că m-a tras. Mihai, vin încoace. Mihai, hai, repede. Uite aici. Fugi până nu te trage. Fugi. Fugiți! Vai de capul meu!
Ok, o să stăm aici și o să așteptăm trenul până când vine și o să încercăm să plecăm. Dar da, asta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade, nu uitați să apăsați butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!